Vă mulțumesc mult pentru acceptarea invitației de a participa la acest eveniment. Mă străduiesc să fiu succint, concret și fără a abuza de atenția dumneavoastră. Ideea organizării acestui eveniment a fost determinată de două aspecte. Primul aspect ține de faptul că Platon Veceslav, la un post privat de televiziune, a vorbit despre implicarea subsemnatului în anumite evenimente din viața socială. Dar și faptul că astăzi devine un trend persoane asupra care planează anumite suspiciuni să vorbească în locul procuratorii. Și în a doilea rând, briefingul de presă organizat de procurorul general Stoianoglu, Alexandru, privind rezultatele sale în activitatea de exercitare a funcției pentru o perioadă de un an. O să încep cu alegațiile lui Platon Veceslav privind crearea unei imagini negative pentru procuratură și pentru persoana lui prin afirmațiile mele publice. Și vreau să menționez că sunt aberații. Atât prin scrisorile mele adresate public procurorului general, cât și prin declarațiile, comentariile la solicitarea reprezentanților mass media, urmăresc asigurarea unei transparente adecvate a activității procuraturii pentru binele acesteia și a societății. Dacă nu vă supărați, o să scot mască. Da? Mersi. Atât prin... Dacă faceți o paralelă cu activitatea Procuraturii Anticorupție pentru perioada septembrie-noiembrie 2019, sub aspectul transparenței acestea, cu perioada ulterioară până în prezent, veți vedea lesne o discrepanță în abordarea acestui subiect și o diferență privind comunicarea pe cauză de rezonanță social sporită. Sunt procuror de carieră și nu doresc prejudicierea imaginilor organelor procuraturii și sau procurorului general. Dar în circunstanțele în care prin furnizarea informației de interes public se aduce atingere acestora, regret. Personal nu văd o modalitate din cele legale existente să fie schimbată starea lucrurilor în abordările procurorului pentru a asigura o turnură adecvată în activitatea procuraturii corespunzătoare unui stat de drept. Republica Moldova este o țară mică, fapt ce determină o altă strategie de luptă împotriva deficiențelor funcționale ale autorităților publice, precum și împotriva corupției, comparativ cu alte state care au un număr mai mare de populație sau un teritoriu mai mare. Suplimentar menționez că acționez pe cont propriu și sub propria răspundere, fiind ghidat doar de intenții bune și de respectarea jurământului depus la accederea în funcție de procuror. Nu am comunicare sau susținere din partea nici a unei formațiuni politice și nu am careva garanții privind securitatea mea sau a membrilor familiei în tot ce aici fac. Nu sunt asigurat cu pază de stat, precum Platon Veceslav sau procurorul general Stoianoglu Alexandru, dar, chiar cu riscul continuării persecutării mele și a persoanelor apropiate, voi continua să lupt cu deficiențele ce apar în activitatea procuraturii. Cât de credibile sunt alegațiile lui Platon Veceslav? Vreau să arăt ordonanța prin care Platon Veceslav a fost recunoscut parte vătămată, care i-a fost cauzat un prejudiciu în valoare de 300 milioane de dolari SUA. Adică Platon Veceslav, în dosarul în care eu sunt acuzat și se află spre examinare în instanța de judecată, a fost recunoscut parte vătămată. Iată, uitați-vă ordonanța de recunoaștere în calitate de parte vătămată, prin care îi se recunoaște dreptul lui Veceslav Platon de a solicita 300 de milioane. Dacă observați, nu este de fel motivat. Astăzi am fost surprins. Am înțeles că Platon Veceslav a mai postat pe Facebook o scrisoare adresată către delegația Uniunii Europene în Republica Moldova privind problematica investigării Landromatului. În circumstanțele în care, în spațiu public, deseori au apărut acuzațiile că el este arhitectorul acestei scheme propriu-zise. Acum, referitor la alegațiile Procurorului General, în briefingul său din 1 decembrie 2020, eu m-a spune mai multe decât domnia sa, care a operat după mine doar cu informații distorsionate. Vă pot demonstra că actuala conducere a Procuraturii Generale este incompetentă a efectua investigația dosarului denumit generic furtul miliardului și nu posedă careva muniții, vorba serviciului de presă a Procuraturii Generale. De asemenea, Procurorul General, cum zice proverbul, minte din gheață apa, atunci când afirmă că nu pornește dosare la comandă,
nu face mixtiuni în activitatea oamenilor de afacere sau vorbește despre realizările sale. Aceste supoziții le voi confirma prin exemple de erori grave, admise în alte dosare mai puțin complicate în privința mea sau a persoanei apropiate. Vreau să vă arăt unele erori care sunt inacceptabile, ca să înțelegeți să, dacă în asemenea dosare e admit o astfel de erori, nu poate fi vorba de careva profesionalism în investigarea altor dosare mai complicate. Prima se referă cauza penală 2020-920-026, pe care urmărirea penală a fost pornită în baza articolului 244 alineatul 2, cod penal, pe faptul evaziunii fiscale a întreprinderii IRA Rom Group SRL, care este administrată de către fratele meu. Pornirea urmăririi penale a fost contrară prevederilor articolului 276 cu indice 1 din cod procedură penală. Ca să nu intre în detaliu ce ține de legislația procesuală penală, vă explic foarte simplu. Dosarul penal pe evaziune fiscală, după ultimele modificări, putea fi pornit doar dacă există actul de control al fiscului, decizia fiscului privind suma evaziunii fiscale și alte documente confirmative. Faptul respectiv nu a fost, deoarece Serviciul Fiscal de Stat a emis act de control abia la 1 septembrie 2020. Dacă dosarul e pornit în februarie-martie 2020, controlul fiscului a avut loc doar în septembrie 2020, fiind emis actul sub numărul 5-6982-274 din 26 august 2020. Nefiind constatate încălcări fiscale, ba mai mult, s-a constatat supraplata la bugetul de stat în mărime de peste 400.000 lei. Anume, acest act a fiscului a fost emis pentru clasarea dosarului penal în privința agentului economic administrat de către fratele meu. Asta în coraport cu afirmațiile procurorului general că el nu face dosare la comandă sau nu intimidează antreprenorii în desfășurarea activității lor. Un alt exemplu, să-i spun eu tot clasic, este dosarul, apropo astăzi, dimineața am citit o scrisoare deschisă, a proprietarului pretinselor helicoptere și reținerea 9 persoane. Adică din start a fost reținute 9 persoane în circunstanțele în care, după mine, nu exista bănuială rezonabilă, ca ulterior să le elibereze. Un alt dosar penal, pe care urmărie penal numărul 2020-970-045, pe care urmărie penal a fost pornit în baza articolului 290, pe faptul păstrării muniților fără autorizație respectivă. Această cauză penală a fost pornită în rezultatul efectuării perchizițiilor pe cauză penală, unde eu și membrii familiei mele suntem acuzați, sau am fost acuzat de îmbogățire ilicită, spălarea banilor. La perchiziții s-au găsit două cartușe pentru armă cu țeavă lisă, armă de vânătoare. Menționez că, deși despre această cauză penală nu se cunoaște în spațiu public, aceasta există, iar membrii familiei mele sunt purtați pe coridoarele instituțiilor de drept, chiar dacă proprietarul acestora se cunoaște, posedă toate actele necesare care îi permit păstrarea munițiilor pentru armă de vânătoare. Menționez pentru procurori că urmărirea penală este pornită ilegal, deoarece există hotărârea Curții Plenului Curții Supreme de Justiție, numărul 31 din 9 noiembrie 1998, la punctul 14, stipulează: nu constituie infracțiune păstrarea, deținerea, purtarea armei de foc din circuit civil, armă de vânătoare, cu țeavă lisă și munițiile la ea. Astfel, urmărirea penală nu putea fi pornit. Și chiar în circunstanțe dacă s-a pornit, dacă persoana deține autorizația respectivă, nu poate fi trasă la răspundere, fiindcă legea îi permite să păstreze astfel de muniții. A treia cauză penală, 2019-928-041, pe care urmărirea penală a fost pornită în baza articolului 243 alineatul 3, litera B, pe faptul spălării banii în privința familiei morale, adică în privința mea și a membrilor familiei mele. În cauza penală respectivă a fost recunoscut în calitate de bănuit, cumnatul, pentru spălarea de bani, care în viziunea procurorilor se caracteriza prin cumpărarea și vânzarea în același an a unui unități de transport, Škoda Superb, anul producerii 2008, la prețul 200.000. Circumstanțe descrise nu permit a constata o bănuială rezonabilă de spălare de bani. Haideți să fac alt exemplu. Atunci când e vorba de deputații PSRM, care sunt audiați ca martori când există circunstanțe că ei trebuie să-i audiați ca bănuiți. Și viceversa, în cazul membrilor familiei mele, când
În ce constă fapta, ca să înțelegi? Poate nu este clar pentru dumneavoastră. Cum nu ați cumpărat automobilul de la fratele meu la prețul 200 de mii de lei? Automobil Skoda din 2008, adică prețul e cel real care este. Peste 6 luni el a vândut unui terț, aceeași unitate de transport, la același preț. Procurorii au considerat că există bănuială rezonabil pentru incriminarea spălării banilor. Ceea ce o să... chiar îmi vine a râde, fiindcă nu poate fi exista o bănuială în asemenea circunstanță. Tot în aceeași cauză penală, calitatea de învinuit o au doar contabilul firmei, era rom, și mama mea, Morare Eugenia, iar eu și fratele meu suntem scoși de sub urmărire penală. Adică eu cel care, de fapt, urma sau trebuie în viziunea procurorului să fie urmărit penal, am fost scos de urmărire penală. A rămas doar contabilul întreprinderii, care este un funcționar și este angajat în întreprinderea fratelui și nu cunoaște mai mult decât cei ce cunoaște potrivit exercitării atribuțiilor sale de serviciu. Și mama mea, care Stoianoglu Alexandru, procurorul general, a afirmat că n-a avut venituri legale pe o perioadă îndelungată, fiind pensionar. De ce se mențin atât mama cât și contabil? Mai mult ca atât, contabilul a fost unica persoană care pe dosarul respectiv a fost în arest. Adică nu alte persoane. Eu înțeleg pe mine, s-a ținut în arest, că ei considerau, eu sunt cel care m-am îmbogățit ilegal. Dar au ținut contabilul din simplu considerent, presându-l psihologic, ca să poată face careva declarații. Ideea e că el nu are ce face careva declarații, că nu a încălcat careva acte legislative. Pentru a vă demonstra netimicia învinuirii mamei mele în faptul spălării banilor și a combate alegațiile procurorului general Stoianoglu, precum că mama mea nu a avut venituri legale, privind surse legale de existență, vă prezint dovada transferurilor încă din 2001, când eu încă nici nu dețineam funcția de procurorul general, când mama mea transfera din Portugalia sau tatăl meu transfera sume de bani din Portugalia. Uitați-vă. Extras de cont, Eugenia Morari, data 10.07.2002. Eu nu dețineam funcția de procuror general, am început a deține funcția din 9 decembrie 2002. A fost transferată suma de 3.045 dolari. 8 octombrie 2002, Morari Viorel a beneficiat de un transfer de suma de 3.045 dolari. Deja din 15 martie 2003, Morari Viorel, de la Eugenia Morari, 4.000 dolari. Din 13 septembrie 2003, Morari Viorel, de la Eugenia Morari, 700 dolari. Din 19 iulie 2003, Morari Viorel, de la Gheorghe Morari, 2000 dolari. Țara transferului, Portugalia. iunie 2004, suma de 5.635 dolari SUA, Morari Viorel, de la Gheorghe Morari. iunie 2002, Morari Viorel, Eugenia Morari a transferat suma din țara, din Portugalia, suma 3.200 dolari. Și în continuare, Morari Gheorghe, data de 14 ianuarie 2003, Viorel Morari, Eugenia Morari, Portugalia, 3.200 de dolari. 5 iulie 2003, Morari Viorel, Eugenia Morari, suma 2.000 dolari. Data de 30 decembrie 2003, Morari Viorel, Eugenia Morari, din Portugalia, 3.200 de dolari.
27 martie 2004, Morar Virel, de la Morar Gheorghe, din Portugalia, 4.000 de euro. Din 18 octombrie 2003, Morar Virel, de la Gheorghe Morar, 4.000 euro, țara de transfer, Portugalia. Din 2003, Morar Virel, de la Eugenie Morar, 2.000 de dolari. Aceeași stare a autorizației eliberate de către Banca de Economie sau băncile care au fost, sunt o sumedenie la rând, care au fost eliberate, de exemplu, una din 15 noiembrie 2001. Da, o autorizație referitor la o sumă de 2030 dolari, ceea ce confirmă faptul că banii au fost sau ajuns în țară și era posibil de a scoate. Actele respective, iată le arăt, au fost ridicate, nici eu nu cunoșteam sincer de ele, că au fost făcute percheziții, în cadrul percheziției au fost ridicate de către procuror și se află la materiale cauzei penale. Adică procurorii cunosc despre aceste dosare. Eu în contextul afirmațiilor procurorului general, precum că, adică afirmații tari care mi-a adus o atingere gravă imaginii și principiului prezumției nevinovăției. Aici ar vrea să atenționez cazul, sau să vorbesc despre cazul de la Curtea Europeană, despre dreptul omului, Alinier de Ribemont contra Franței, care, unde a fost constatată încălcarea principiului prezumției nevinovăției, statuat de articolul 6, paragraf 2 din Convenția Europeană pentru Dreptul Omului, prin declarații premature de vinovăție din partea oricărui funcționar public, în cazul de față, procurorul general. De ce menționez aspectul dat? Indiferent de desfășurarea urmăririi penale, Stoianoglu Alexandru, procurorul general, se face vinovat de încălcarea interdicției prevăzute de legea cu privire la procuratură, privind încălcarea principiului prezumției nevinovăției. Nimeni nu poate declara că o persoană este vinovată, ori procurorul general în briefingul său din februarie 2020 și-a permis să aducă acuzații directe, precum că eu, Morar Virel, duc un mod de viață ascuns sau careva care nu corespunde veniturilor real deținute. Pentru că dosarele în privința familiei mele nu sunt singurii erori din activitatea actualului procuror general, trec la alte exemple ce scot în evidență incompetența acestuia. Un alt argument că procurorul general Stoianoglu Alexandru furnizează informații eronate către mass media se referă la dosarele politice soluționate. Astfel, într-un comunicat al Procuraturii Generale, a fost menționat despre soluționarea a 19 dosare politice, printre care dosarele judecătorilor, Domnica Manole și Dorin Munteanu. Afirm cu certitudine că procurorul, ca actualul procuror general, nu are nicio atribuție la renunțarea la acuzare în cazul judecătorilor menționați supra, deoarece aceasta a avut loc în perioada iulie 2019, se referă la cazul judecătorului Domnica Manole, și în octombrie 2019. Se referă la cazul judecătorului Dorin Munteanu. Procurorul general actual nu era în funcție, doar era în plan de a deveni procuror general. Deci e afirmație precum că el a soluționat doar acestea două, adică unele din aceste două dosare, este o minciună grasă. Referitor la Platon, procurorul general afirmă că nu-i poate închide gura atunci când divulgă datele urmăririi penale. Reamintesc, pentru orice eventualitate, că există răspundere penală în baza articolului 315 din Cod Penal pentru divulgarea datelor urmăririi penale. Adică procurorul general, pentru a evita bălbâieli în fața jurnaliștilor, trebuia să spună că fie Platon Vecislav a fost avertizat de răspundere penală pentru 315, nedivulgarea, și atunci se întreprindă măsuri pentru tragerea lui la răspundere pentru declarații care aduc atingerii desfășurării normale a urmăririi penale, fie să afirme că n-a fost făcut o astfel de avertizare și acesta este în drept să facă declarații. În acest sens poate fi exemplu următoarele. Eu personal am fost obligat să nu divulg datele urmăririi penale de acuzarea mea și a membrilor familiei mele pe faptul spălării banii și îmbogățiilor ilicite. Adică eu fiind acuzat sau recunoscut ca bănuit pe dosarul îmbogățirii ilicite, am fost avertizat de către procuror că nu am dreptul să divulg datele urmăririi penale. Păi, inclusiv și acestea care vă le-am prezentat. Dovada transferului încă din 2001, 2002, 2003. Iar în cazul lui Platon, procurorul general nu știe ce trebuie să fac și este, consideră dumnealui, o lipsă a educației sau lipsa șapte la ani de acasă.
Referitor la dosarul Plahotniuc, până în prezent, procurorul general nu a clarificat de ce persoana respectivă nu a fost acceptată de către Interpol pentru anunțare în căutare internațională, ori trimiterea cererilor de comisie rogatorie în toate statele lumii nu este o soluție eficientă pentru a obține extradarea acestui. Dacă vă aduceți aminte, am fost acuzat ulterior atât de președintele Dodon cât și de procurorul general Stoianoglu, precum că am admis careva încălcări la anunțarea în căutare a cetățeanilor respectiv. Necătind la trecerea unui an de zile, nici Stoianoglu nu prea a reușit și nu are o explicație de ce Plahotniuc Vladimir nu a fost anunțat prin intermediul Interpol. Vă explic. Eu consider personal că prin declarațiile abrupte a procurorului general privind vinovăția persoanei în comiterea unei fapte, se aduce atingere gravă principiul prezumției nevinovăției și asta este încă o dovadă că cetățeanul respectiv nu va beneficia de un proces echitabil. De ce, în viziunea mea, probabil că a stârnit semne de întrebare la Interpol anunțarea în căutare a acestei persoane. Alt aspect, tot ce ține de Plahotniuc Vladimir, procurorul general acuză că el este beneficiarul, cum el spune, principalul beneficiar a furtului miliardului, în circumstanțele în care este acuzat de sustragerea doar 100 de milioane. 100 de milioane dintr-un miliard de dolari reprezintă doar 10%. Da, el este implicat, dacă i s-a adus acuzația, dar nu este principalul. Adică este cel care se bănuiește că ar fi sustras 10% din miliard. Referitor la dosarul Culioc, recunosc procurorul general are dreptate când afirmă că investigația în sine nu, sau înregistrările în sine care au apărut în spațiu public nu pot servi ca probă. Dar uită să menționeze că nu poate fi unica probă. În acest caz există și alte potențiale probe ce urmau fi valorificate. Spre exemplu, verificarea cheltuielilor suportate de către Partidul Socialist. Plata pentru sediile luate în locațiune, remunerarea personalului, plăți pentru acțiuni electorale. Verificarea cheltuielilor suportate de către PSRM pentru campania electorală, tipărirea ziarelor, pleantelor, panourilor publicitare. Ați văzut scandalul care a apărut cu reprezentanții PSRM înaintea scrutinului 2, dacă nu greșesc, a alegerilor prezidențiale, când a fost depistat la o tipografie mai multe ziare electorale. Și ați văzut cum a fost trișat numărul tirajului, cine a poate parit, etc. Acțiunile respective au fost făcute pentru a ascunde cheltuielile reale care au fost suportate pentru în favoarea unui candidat electoral. Și de ce urma să fie verificat tot prin prisma proveniției mijloacelor bănești? Sau de unde au venit mijloace bănești care au servit temei pentru achitarea acestor ziare sau pleante publicitare? Investigarea deputaților PSRM și altor persoane publice de anturajul PSRM pentru falsă în declarații cu privire la venituri și interese personale. Mă refer la informația apărută în spațiu public, împrumuturi de la Exclusiv Media, care n-a fost declarat de către unii deputați din PSRM sau unii persoane afiliate care concomitent dețin și funcții publice. Și acum, din nou, fac o paralelă. Adică, în cazul unei persoane apropiate mie cumnatului, a fost recunoscut ca bănuit în circunstanțe care nu trebuia să fie recunoscut ca bănuit. El putea fi audiat și ca martor, referitor la vânzarea, cumpărarea unității de transport. În cazul deputaților PSRM, nu. Procurorul general decide sau cine a decis să fie audiați în calitate de martor, necătând la bănuiala existentă, bănuiala rezonabilă, că a fost săvârșită fapta de declarare, declarare necorespunzătoare în declarații a împrumuturilor de la terțe persoane. Referitor la politica de cadre, ceea ce a afirmat domnul procuror general, una din întrebări, de ce nu se organizează concurse la funcțiile vacante de procuror șef adjunct a procuraturilor specializate? Știți de ce? Deoarece astfel procurorul general are un control mai bun asupra conducătorilor care încă nu sunt numiți în funcție. Legea prevede, până la devenirea vacantă cu 3 luni a funcției de conducere, CSP-ul urmează să asigure organizarea unui concurs pentru selectarea procurorului care poate fi numit în funcția respectivă. La moment nu este organizat concursul dat. Este o problemă pentru funcția de procuror șef.
anticorupție, atât timp cât eu sunt suspendat și mandatul meu expiră în aprilie 2021. Deci la această funcție nu poate fi organizat concurs, este corect, dar în rest, la funcțiile de adjunct a procurorului șef, concursul urma de mult să fie organizat. Mai mult ca atât, că domnul Alexandru Stoianoglu se află în funcție un an de zi. Curățirea sistemului care o face actualul procuror general Stoianoglu Alexandru se referă doar la unii procurori în Procuratura Anticorupției, cărora le-au fost intentate atât dosare penale, cât și proceduri disciplinare. Adică toate curățenia care, sau el consideră că toate problemele care sunt în sistemul organelor procuraturii, se referă doar la procurori în Procuratura Anticorupției. Doar ei au dosare penale și doar ei au proceduri disciplinare. Unii câte 3, 4, 5, 7 proceduri disciplinare. Comparativ cu alții. De exemplu, eu am o procedură disciplinară pentru declarații publice prin care am criticat acțiunile procurorului general. O prezint. Iată, uitați. Inspecția procurorilor, examinând informațiile difuzate la mai multe emisiuni televizate, așa cum Secretele Puterii din 19 februarie, 15 iulie 2020 de la Jurnal TV, Cabinetul din Umbră din 30 aprilie 2020, Puterea 4 din 24-12-2019 și altele, s-a constatat că în acțiunile procurorului șef a Procuraturii Anticorupției, suspendat Viorel Morar, mai multe încălcări a eticii procurorului pasibil de sancțiune disciplinară. Adică intuiesc după briefingul de astăzi, voi mai avea încă o procedură disciplinară. Aceasta este poziția procurorului general. Îi sugerez să verifice cauza Guja împotriva Republicii Moldova, unde Republica Moldova a fost condamnat pentru sancționarea unui angajat a procuraturii care a difuzat către mass media informații de interes public. Referitor la investigațiile jurnalistice în privința procurorilor și atitudinea procurorului general față de acestea, constat doar ignorare și existența dublelor standarde. Procurorul general are o abordare selectivă, nediferită, în cazul meu, comparativ cu cazul altor procurori, de exemplu Popov, Popenco, să înțelegeți corect, nu că am obiecții că ei ar trebui să fie investigați altfel. Doar nu mi este clar diferența sau abordarea diferită. Explic în ce constă diferența. În cazul meu, o scrisoare anonimă, care a fost preluată din mass media, procurorul general o denumește o investigație. În alte cazuri, de exemplu, Popov, Popenco, etc., sunt investigații jurnalistice veritabile. Adică există jurnaliștii care au făcut, există probe care ei le-au administrat și există o intimă convingere a celor jurnaliști sau o concluzie de valoare referitor la rezultatul investigației efectuate. O altă diferență. În cazul meu a fost pornită urmărire penală, necătând că eu personal am sesizat ANIU și ANIU n-a constatat careva deficiențe în procesul de declarare a veniturilor și cheltuielilor sau a intereselor de interese sau a conflictului de interese în cazul meu. Iar în restul cazurilor, procurorul general nu poate porni urmărire penală, dar el sesizează ANIU și așteaptă răspuns. Răspunsul poate aștepta până la nesfârșit. Astfel de exemple pot fi aduse la nesfârșit și asta în situația în care s-a scurs un singur an de activitate al actualului procuror general. Eu mă întreb retoric, unde va fi procuratura după un mandat de plin? Cu toții așteptăm progres în domeniul justiției, cu toții ne dorim ca investigațiile pe dosarele de rezonanță să evolueze. Dar care pot fi rezultatele atunci când chiar și pe dosare necomplicate, după mine, simplu, când este vorba de un singur fapt, de o singură persoană, se bate pasul pe loc sau se admit încălcări grave. Adică procuratura singură se încarcă cu dosare care nu îi sunt necesare. Sunt sigur că lucrurile vor deveni tot mai evidente, dar până atunci trebuie să învățăm să nu mai tolerăm incompetență. Viorel Morar și-a învățat lecția și repet, îmi asum riscurile. Urmează deja ca faptele să vorbească de la sine. De asemenea, menționez că în fiecare săptămână la mine ajung diferite zvonuri, precum că s-a mai pornit un dosar în privința mea sau că mâine pe mâine mai vin să fac o percheziție, mai vin să fac careva rețineri. Reiterez, nu am de gând să mă ascund. Aceasta e, de fapt, mesajul pentru procurorul general. Nu am de gând să mă ascund. Nu o să mă eschivez de la oricare urmărire penală, chiar dacă ar ști cu certitudine că, datorită influenței, procurorul general ar fi condamnat
pentru pretinse fapte care sunt incriminate de procuratură. O să lupt în continuare. Am experiență de a lupta împotriva autorităților publice. Vă mulțumesc că ați fost aici, că ați dat curs invitații și pe curând. Da, sigur. Atunci când am afirmat, m-am condus de informațiile apărute în spațiul public. Prima se referă la faptul că Alexandru Stoianoglu, împreună cu Veceslav Platon, în 2010 sau 2011, au fost unicii deputați, pe lângă încă un deputat, care au votat împotriva lichidării instanțelor judecătorești economice. Aceasta a fost primul, să spun eu, indicator pe mine, care m-ar fi determinat să consider ca o anumită relație. A doilea indicator se referă la faptul că Stoianoglu Alexandru, în procesul de audiere, nu e clar care, ca martor sau ca expertă al lui Veceslav Platon, se salută privet slavă. Haideți să facem o paralelă. Adică dacă în cazul meu, Stoianoglu Alexandru, procurorul general, afirm că eu sunt o persoană urmărită penal, sunt o persoană pusă sub acuzații, dar totodată eu având un istoric de procuror, adică sunt un procuror suspendat, beneficiez de prezumția nevinovăției, dumneavoastră afirmă că nu are ce discuta cu mine și nu are ce da replică la afirmațiile făcute de mine în spațiu public. Comparativ cu Platon, care a fost condamnat, la ce moment era condamnat, de către instanța de judecată, asupra căruia planează diferite suspiciuni, dacă verificați ce apare în spațiu public, investigațiile jurnalistice, cu prezentarea de dovezi, documente, chiar și interceptarea comunicărilor, rezultă despre implicarea lui Veceslav Platon în diferite relații avieții sociale din Republica Moldova. Stoianoglu Alexandru se salută privet slav. De aici eu trag concluzia sau fac o deducere că dumnealor se cunosc anterior. Și alt aspect, dar este bazat pe surse, precum că Stoianoglu Alexandru a fost un fel de consultant din umbră pentru Platon Veceslav pe anumite aspecte juridice. Credeți că faptul că Platon cunoaște detaliile anchetei furtului de ardului, iar procuratura acționează exact așa cum a spus Platon, vorbește despre faptul că cei doi se cunosc și au careva legături? Pentru mine este straniu câteva aspecte. Platon nu a reușit să iasă din penitenciar, deja afirma că eu am dosar pe abuzurile admise în frauda miliardului. Pentru mine chiar este straniu. O persoană care este deținută, nu are contact cu lumea exterioară, afirmă că procurorul șef a unei procuraturi specializate, chiar dacă este sub urmărire penală, că am stat împreună în același penitenciar, să spun, suntem colegi de celulă, afirmă sau comunică anumite informații care eu, cel care sunt acuzat, nu le cunosc. Alte afirmații care au fost făcute referitor la mine de către Platon, precum că el consideră că scrisorile publice adresate procurorului general ar fi fost redactate de către cineva sau corespund ceva și el a numit o efectuare a unei expertize. Din nou ridic semne de întrebare după mine. Alte afirmații tot al lui Platon referitor la ultimele afirmații, de fapt, care m-a determinat să ies în acest briefing, referitor la implicarea sau aportul lui la investigarea fraudei miliardului. Aici apare o simplă problemă. Atunci când o persoană, care la rândul său tot este acuzată, face afirmații care denotă părtinitatea procurorilor la efectuarea investigației, ulterior o spui cruci pe toată investigația. Și asta am declarat, cineva din presă tot m-a întrebat. Și am declarat, dacă se va demonstra ulterior că procurorii n-au fost independenți sau au fost determinați la acțiuni de urmărire penală de o persoană care este părtinitoare, care este parte în proces, va pune punct la toată investigația furtului miliardului. Mulțumesc. Cu plăcere. Eu vă mulțumesc foarte mult și vă doresc o zi bună. Vă rog. Veți acționar judecată pe procurorul general? Da, sigur. La o anumită etapă, da. Când se va întâmpla? Și mâine pot să o fac. Este important la moment să particip la examinarea cauzei de acuzarea mea.
Apropo, a fost prin surprindere, a fost numite 9 ședințe, una după alta, până pe 23 decembrie, pe dosarul în care sunt acuzat. Mai mult chiar eu aș avea intenția să depun cerere la către judecată, să nu amâni ședințele în legătură cu instituirea stării de urgență. Dar evident, eu să mă adresez cu acțiuni împotriva procurorului general privind denigrarea imaginii mele în calitate de procuror și a cetățean a Republicii Moldova. Acest lucru va fi în timpul probier? Acest lucru trebuie să-l fac având suficiente probe, dar nu doar afirmații formale. De ce v-am întrebat? Pentru că să înțelegem până la urmă care a fost scopul acestei conferințe de presă în care ați vorbit despre încălcările procurorului, despre acuzațiile care le-a adus. Vă explic scopul care. Briefingul făcut de către... v-am explicat două motive care m-au determinat. Prima, ieșirile publice al lui Platon, care tot îmi dă ghionturi, să-i spun eu așa. Și a doilea, briefingul de presă a procurorului general, care a avut ca scop, de fapt, să-și șifoneze, sau să-i spun, să-și îndrepte imaginea după acuzațiile publice care i s-aduc. Eu am vrut să vin cu un contraargument, să vă spun că, de fapt, procurorul general Stoianoglu Alexandru continuă să mintă și continuă să nu-și îndeplinească corespunzător atribuțiile de serviciu. Și aceasta o face, fiindcă eu consider că el este incompetent, necătând că am o procedură disciplinară pe aspectul dat, pe afirmații date, și vă explic de ce el este incompetent, fiindcă el a fost în funcție de procuror doar 3 ani de zile. Și aceea a supravegheat un domeniu numit supraveghere generală. El nu este anchetator. El nu a avut experiență de anchetator. După 3 ani de activitate în procuratură, în funcție de ajutor a procurorului, el a fost numit, după mine, criterii, în baza de criterii politice, procuror șef la UTA Găgăuzea. Ulterior, după procuror șef la UTA Găgăuzea, a devenit adjunct a procurorului general. Adică el nu are activitate de procuror care a investigat dosare de sinistitor. Sau experiența lui este foarte mică. De aceea eu afirm că el este incompetent. Prin ieșirea de astăzi, din nou reiterez, doresc să arăt că, de fapt, locul lui nu se află în procuratură. Și atunci, de ce o persoană atât de incompetentă a fost numită procuror general? Pentru cine a fost condamnată? Am spus o singură dată, până la numirea în funcția procurorului general, din cuvintele președintelui în exercițiu Igor Dodon, am înțeles că procurorul general va fi Stoianoglu Alexandru. Ceea ce denotă că era deja aranjat într-o oricare măsură numirea acestui domn în funcția Procuraturii Generale. Ați spus încă ordonanța în care Platon solicită 300 de mii de dolari. Da. Este nemotivat. Deci nu, haideți să uitați dumneavoastră, vă dă dumneavoastră și găsiți motivele care ar servite mie pentru a recunoaște pe Platon ca parte vătămată și i-ar oferi dreptul să ceară 300 de milioane de dolari. Care este argumentul? Uitați-vă, poftim. Eu vă transmit și dumneavoastră singur să citi, ca să nu fiu eu acuzat că induc în eroare. Iată, ordonanța și motivația este pe două rânduri. Credeți că pentru două rânduri cineva poate îi adjudica 300 de milioane? 300 de milioane. 300 de milioane de dolari SUA. Vi se pare neserios? Mie da. Mai mult ca atât, eu consider că aceasta a fost făcut ca o intimidare. Dacă consideră Platon că poate să mai intimideze cu aberații de genul ăsta, greșește amar. Mai mult ca atât, Platon la o anumită etapă a început a veni în instanța de judecată. Ulterior a renunțat. Probabil consider că prezența lui în instanța de judecată cumva o să mă intimideze sau eu o să încep a pierde cunoștințele pe holurile instanței. Reiterez, eu nu am pază de stat cu mare Platon și cu mare Alexandru Stoianoglu. Mai mult ca atât, referitor chiar la paza respectivă de stat. Intuiesc eu, ulterior, cineva o să poarte responsabilitate pentru cheltuieli suplimentare în circunstanțe în care nu sunt argumentate. Paza de stat se atribuie atunci când există pericol real și iminent asupra vieții, sănătății persoanei cu funcții de demnitate publică. De ce spun asta? Fiindcă la noi, la mine personal, în exercițiul funcției, au apărut rapoarte a procurorului care afirmau că erau fie urmăriți, fie intimidați. Nu am putut iniția o procedură, fiindcă pericolul respectiv nu era nici real, nici iminent.
urmând a fi administrat careva probe suplimentare ce ar demonstra. Și atunci o întrebare retorică. Dacă procurorul general nu face nimic, nu urmărește pe nimeni, ce pericol paște?